Am o rugăminte la părintele. Eu am 70 de ani și stau la pat, îmi trebuie și mie un căruț. După acest apel telefonic din cadrul emisiunii Fapte Bune, unde părintele misionar Dan Damaschin este invitat în fiecare seară de marți, solicitările pentru un cărucior cu rotile au început să curgă. Domnul Ciobăniță Petrache, din comuna Țibănești, a cerut ajutor disperat pentru un cărucior, pentru a putea ieși în curte, pentru a vedea soarele și pentru a își hrăni câinele. Domnul de la facă din Țibănești sau Țibana, dacă țin bine minte, avem telefonul la lui. Ai deja cărucior la noi, va fi astăzi, mâine va fi trebuit să votat cu un cărucior pentru acel vâsnic care, disperat, ne așa cu lacrimi în ochi, ne cerea în direct să-i dăm o mână de ajutor și să oferim mai multă mobilitate pentru a-și hrăni cățeul din curte și pentru a putea să mai vadă ce se întâmplă din pragul porții sale prin comunitate. Părintele Dan Damaschin a întreprins toate demersurile pentru a face rost de un cărucior, însă tot mai multe solicitări au început să apară de la femei singure, bătrâni neputincioși, care au nevoie de ajutor. În clipa care am vorbit la Fapte Bune despre Fapte Bune și am primit apelul telefonic din partea unui creștin în vârstă ce a venit de un cărucior, apelul nostru pe rețele de socializare nu a fost unul fără urmări, încât am găsit și oameni care vreau să doneze un cărucior, dar și a crescut cererea, iată numai astăzi, având încă două solicitări pentru cărucioare, încât am devenit, fără să vrem, administratori de cărucioare, dacă până acum ne ocupam de cărucioare pentru nou-născuți. O mamă îndurerată, al cărui copil a fost intuit pentru totdeauna într-un scaun cu rotile, cere și ea ajutorul pentru un astfel de scaun rulant. O mamă cu un copil... Un copil mai mare care a suferit un accident, din păcate, pe fondul unui moment de deznădejde și care rămâne de acum în scaun de rotile pentru toată viața. Acum a fost sunat de o familie din zona Belcești, care de asemenea îmi cere un cărucior pentru un tânăr care se află într-o boală în formă terminală și dacă mă uit pe mesaje de pe internet, ele încep să curgă în număr mult mai mare. Cei care vor să cumpere sau să doneze un scaun cu rotile îl pot trimite la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași sau pot dona într-unul dintre conturile afișate pe ecran.